O familie formată din 8 persoane, dintre care 6 copilași din orașul Flămânzi, a trecut prin momente grele la începutul acestui an, atunci când casa le-a fost cuprinsă de flăcări. Într-o clipă s-au trezit sub cerul liber. Încă de atunci, pompierii botoșăneni care au intervenit pentru stingerea incendiului s-au gândit la ei și au vrut să le dea o mână de ajutor. În această dimineață, pompierii s-au întors la Flămânzi și i-au găsit pe toți, mama, tatăl și cei 6 copii, în noua casă recent construită de autoritățile locale. Pe care scrie Ștefan. Care avem? Uite, că tu știi să citești, ce scrie aici? Ștefan, înseamnă că ăsta e pentru tine. Pe tine cum te cheamă? Ionela, ia să vedem unde este. Cred că am văzut și pe Ionela. Ionela. Ce scrie? Ionela. Pe cel mic, cum te cheamă? Marian. Darurile cumpărate de pompieri din sume donate de colegi au fost primite cu emoție și lacrimi de mulțumire. Pentru pompieri le doresc mult sănătate și să salveze multă lume, să nu pățească ce am pățit noi. Și le dorim multă, multă sănătate și să ții tot așa înainte pentru tot necazul și problemele. Și mulțumim foarte mult, ne ajută la orice nevoie când avem probleme. Copiii au primit din partea pompierilor botășăneni îmbrăcăminte, dulciuri, jucării, fructe și alimente.